Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Mare rost să zic că n-am mai făcut de mult Q&A. Una bucată Q&A că nu s-a mai făcut. Cred că de când m-am mutat în București, evident nu mai am idei și da, mai veniți și voi cu mașini să vi le filmez, că n-am mai avut nimic de filmat zilele astea. Apropo, hai să vă mai spun ce am făcut între timp. Am fost la grădina botanică. Ce credeți că am făcut eu la grădina botanică? Am mirosit flori? Sau m-am bucurat de botanistică? Nu, am hrănit peștii. Da, ți-ai auzit bine, eu la grădina botanică m-am dus să dau de mâncare la niște pești. Și nu era Dani Mocanu pe acolo să dea cu lopata în cap. Dacă vreți să fiți la curent cu ce se mai întâmplă pe aici, fie vă luați membru, fie îmi dați urmările pe Instagram, dar cel mai bine le faceți pe amândouă, să fie totul cât mai productiv. Hai să începem cu întrebările. Prima întrebare, care este prea lungă deja. Părere CS2 completă, cu tot cu problemele jocului, exemplu, hitbox-uri, Michael Jackson, da, ce să zic, Gabe, știu că îți place să ne iei banii pe cutici și pe microtransacții, dar pune dracu jocul la punct. E ok jocul, mai sunt lucruri de reparat, are destule buguri, mai ales faza asta cu Michael Jackson a fost genială, ci că au corectat-o astăzi, dar cine știe ce mai urmează să se întâmple pe CS2? Rămâne de văzut în drăciile astea de buguri și ce mai apare în joc. Ce părere ai despre sistemul public de sănătate din România? Ai avut de a face cu el, dar cu cel privat? Da, am fost operat la spital de stat, la umăr că am avut tumoarea aia, e veche poveste, am clip pe canal, vi las în comentarii dacă uit, scrieți-mi secvența asta așa și vă las link-ul. Ei bine, spitalul în care m-am operat eu este același spital în care s-au filmat scene pentru fucking Ghost Rider. Da, s-a filmat Ghost Rider în România și fix pe secția de ortopedie unde m-am operat eu. Dacă mă uit din nou la videoclipuri de la articole de pe la ProTV că ei au făcut reportaj audiovizual, ghiciți ce? Sunt și doctorii care au fost în sala de operație când m-am operat eu. Îi recunosc dintr-o mie. Frumos, nu-i așa? La spitale românești. Deci, când m-am operat eu, chit că trecu vreo 10 ani probabil de când au filmat aia filmul, arăta secția de ortopedie exact ca în fucking Outlast. Nicio diferență. Bine, n-aveam o cameră cu vedere nocturnă, dar în rest era exact același lucru. Mai ales când m-au luat de la terapie intensivă pe operație și anestezie, după ce m-am trezit la anestezie, m-au ținut peste noapte la terapie intensivă, apoi m-au pus într-un cărucior ca să mă duc în salon. M-am simțit exact ca în scena asta cu doctorul care staie degetele. Ai da orice să vezi un pay-per-view RWA vs. RPW, ca un fel de Survivor Series, da, ori ca un Survivor Series, ori ca un Forbidden Door. Ideea e că s-au pomenit aici două companii de wrestling sau divizii de wrestling din România. Una este în București, RWA-ul, unde sunt mulți români, dar au bugetul cam redus, și cealaltă este RPW, care este din Cluj. Nu prea sunt români acolo, deși RPW vine de la România Pro Wrestling, dar ci că ar fi în colaborare cu WWE, ar fi o subdivizie la WWE și cine e bun pe aici îl duce mai departe. E, măcar avem români care, sau mă rog, wrestler care au pășit prin România și se duc în WWE dacă vor ajunge acolo. Da, aș vrea să văd un pay-per-view între ei. Și preferatul meu dintre astea două divizii este Iorgu de la RWA. Dacă cineva ți-ar face un joc despre orice vrei tu, ce ai vrea să fie? Câteva detalii, gen nume, personaj principal, etc. Vreau să fiu un joc cu foarte multe personaje legendare, cum ar fi Vasile Traian și Nicușor de la Brăila, și final boss-ul să fie G-Man, dar nu G-Man-ul din Half-Life 2, ci G-Man-ul din Skibidi Toilet. Dacă ai avea șansa să devii un wrestler din WWE, ce gimmick ai avea? De român. De român de la țară care dă cu parul în cap. Și manevra mea de final ar fi o scândură de gard după ceafă. Ce youtuber români îți mai plac? Dan Cadar de la Zona IT. Mi se pare cel mai bun youtuber român în acest moment. Are și un pic de haz, foarte serios, spune lucruri pe nume, mai face și mini stand-up așa când mai povestește câte o drăcie de-a lui. Mi se pare cel mai bun pe YouTube, a fost și în televiziune și da, eu zic că omul ăsta este cel mai bun. Mai bun decât ziceți voi oricare alt om din televiziune sau de pe YouTube care își dă cu părerea și comentează diferite subiecte controversate. Într-adevăr, canalul lui se numește Zona IT, dar eu mă uit în mare parte fix la clipurile care nu sunt legate de tehnologie. Nu prea mă uit la clipuri de-astea, nou iPhone sau nou telefon sau noua placă video, că oricum n-am bani de ele să le cumpăr. Dar pe partea de clipuri în care comentează, cum a fost un clip legat de Palestina-Israel, mi s-a părut super bun. Ce părere despre CM Punk? O să revină în WWE la Survivor Series? Nu știu. Crezi că te-a influențat la comportament rock-ul? Nu.
Absolut deloc, nu. No. Ți se pare? Care este slăbiciunea ta? Berea de la Lidl. Nu vă cumpărați bere de la Lidl. Am făcut greșeala într-o zi, după ce am avut experiența cu berea cu pulpă de acum 2 ani. Acum vreo 2-3 săptămâni mi-am cumpărat bere de 20 de lei. Dar nu mi-am luat și o bere blondă. Nu, mi-am luat de asta. Bere de abație, bere brună. Ghiciți ce s-a întâmplat? A ajuns la chiuvetă. Singura bere bună de la Lidl, în afară de cea pe care o vedeți în fiecare magazin, au ei una la doză la un litru. Aia e bună. Restul berilor nu le recomand. Poate doar dacă vă place să vă provocați scârbă. Atunci da, că sunteți masochiți, nu aveți decât să beți mizerile alea. Cum crezi că ți era viața dacă nu te apucai de YouTube? Probabil nu mă știa nici dracu. Bine, nici acum nu mă știe prea multă lume, dar... momentele alea când mă mai recunoaște cât un băiețaș, cât un copil pe stradă îmi zice salut Ovidiu, îmi place ce faci pe YouTube, mi se urcă faima la cap 5 minute, dar trece repede. Oricum, sincer, cea mai faină parte în a fi YouTuber, bine, pe lângă o grămadă de bani, adică îmi permit, mi-am permis din banii de YouTube să cumpăr garsoniera asta, despre ce vorbim eu, arunc banii cu lopata pe aici, lăsându-mă la o parte, cea mai faină parte e când te oprezi oameni pe stradă, își rup din timpul lor că s-or grăbi la școală, la muncă, la întâlniri, unde s-or duce, și își rup din timpul lor ca să mă salute, să-mi spună că le place ceea ce fac și eventual să-și facă și o poză cu mine să se laude la prieteni. Deci chestiile astea mi se par, cum să spun, îmi fac ziua mai bună. Îți plac măicuțele? Prefer bunicuțele cu pensia mare. Care e religia ta? De ce? Aș fi foarte fericit dacă aș face parte din clip. Ei bine, îți acopăr numele și poza numai să nu știe nimeni cine ești. Cu plăcere. Ai regretat ceva în viață? Da, că m-am născut. Părere despre București. O să fac un videoclip curând legat de faptul dacă mai merită sau nu să locuiești în București. Dar momentan e ce trebuie. Pentru mine e ce trebuie. Mă duc cu metrou la muncă, mă întorc cu metrou de la muncă. E oribil, pute, nu vă mutați aici. Când bagi Assassin's Creed Mirage? Când o să apară pe Filelist? Filmezi cu papucul? Și-o dat seama, bă. Te mai spamează răducul? Nu, pentru că într-un final i-am banat cele aproximativ 200 de conturi pe care le avea. Suficient cu întrebările de pe YouTube, hai să le răspundem și celor de pe Instagram. Și acum sper că nu sunteți unii care mi-ați comentat și pe YouTube și pe Instagram, dar aveți nume diferite. Ultima scenă amintire de care ți-aduce aminte de pe Skype, Discord cu tovarășii. Păi ar fi o grămadă de aventuri, mai ales cele de pe Skype când eram super retardat. Bă, o întâmplare de-a dreptul retardată, nu mai știu cu cine eram pe Discord. Ori eram cu tine, ori eram cu alții, dar știu că intrasem pe OMTV, eram cu share screen, nu cu partajarea pe Discord, și am dat păruse și era o fată spânzurată și încercau unii să o dezlege că a târnat de țeavă. Păcă mea și picioarele că o mai visez pe aia noaptea și acum. Ai prefera să-ți tai propriile ploape cu foarfecele sau să-ți scoți fiecare dinte în parte cu un clește? Aș prefera să-mi dau singur un cap în gură. 2.0 diesel, aspirat natural sau 1.0 benzină turbo? Pick one and keep it forever. Diesel aspirat natural nu se mai fabrică. Dacă e să vorbim de o mașină nouă, asta e doar 1.0 benzină poți să găsești. Dacă e să cumpăr o mașină SH, mai repede aș cumpăra o mașină diesel care să fie întreținută și să fiu sigur că mă ține încă vreun milion de kilometri, că exact cum ai descris tu aici, 2.0 diesel, dieselul oricum ține mult mai mulți kilometri decât una bucată benzinară, și dacă mai este să fie și aspirat natural, fără turbină, o să țină și mai mult. Da, nu o să am viteză, o să am probabil 75 de cai la 2.0 în cel mai bun caz, dar măcar știu că motorul ăla mă va ține mult. Acum nasol cu fumul și cu astea. Dar dacă am de ales neapărat, mai bine un 2.0 diesel să fac naveta cu el și să fiu sigur că mă ține 2 milioane de kilometri decât să cumpăr un 1.0 benzină și să se strice până la mega imagine înapoi. Uite, fiind fan Ford, pentru că am un Ford, de părere că bătrânul meu Fiesta din 2007 este mult mai fiabil decât ultimele modele care s-au fabricat ca ieșit din producție. Adică am 1.3, 4 pistoane. Chit că e motor de Dacia, că așa era și pe Dacia, măcar e un motor clasic, făcut să țină. Așa 1.0 turbo, chinuit vai de capul lui, nu mulțumesc. Mai bine o mașină de-asta mai veche, dar să fiu sigur că dacă am accident, mă costă puțin să o repare, găsesc piese la dezmembrări și motoarele astea sunt ca lumea, adică mașina mea are 16 ani. Sunt modele mai vechi care au 20 și ceva de ani și încă rulează. Ce să mai zicem de
Mai și din anii 90, tot așa cu motoare de-astea vechi, clasice, 4 pistoane și încă rulează, Opel Astra și Golf 4 de prin 99-98. Astea sunt mașinile, cum aș putea spune, ultima parte din apogeu auto, că după criza din 2008 s-au tot făcut motoare în ce în ce mai mici, 1.2, 1.0, 0.9 și na. Vedem cum e cu astea electrice sau hibride și aveți grijă să nu vă ia foc. Te-ai drogat? Nu, niciodată și nici să nu faceți așa ceva. Detești societatea? Nu, dar aș tăia accesul la internet la vreo 2-3 din populația planetei, care este cel mai bun lucru la urziceni. Gogoșile de la Lidl gata mușcate pe raft și maternitatea de pe trotuarul din fața spitalului. Crezi că anii 2020-2029 să fie cel mai prost deceniu din secolul al 21-lea? Dacă e să comparăm cu ce a fost până acum, până înainte de pandemie, da. Deci dacă e să luăm 2010-2020, a fost mult mai ok. Adică să ne uităm totuși la ce filme, ce jocuri, ce povești aveau, ce melodii, ce mașini se făceau în perioada aia. Dar măcar după 2010 a evoluat foarte mult tehnologia, a fost așa un avans și mai mare tehnologic. Dar acum parcă în acest deceniu totul este cu curul în sos. A început pandemie, avem război, câte și mai câte se întâmplă. Și văd așa pe internet, pentru că acum orice idiot are accesul la internet, și când văd ce oameni sunt în comentarii peste tot, pe Instagram, pe TikTok, orice rețea de socializare, mă face să mă gândesc, bă, dar ăștia existau înainte? Erau la fel de tâmpiți înainte sau aia prostit internetul ulterior? Cum sunt văzuți rockerii în societatea noastră de azi? La țară, fie ești întrebat dacă ești popă, fie e satanist, că e păcat să ai părul lung și ce dobitoși mai găsesc eu de la țară și ei stau pe OMTV. Dar așa în oraș, uite, în București, văd destul de mulți pletoși. Într-adevăr, nu au părul la fel de lung precum îl am eu, dar sunt destul de mulți pletoși în București, oameni cu tricouri cu formații, deși nu e obligatoriu să asculți o formație ca să porți un tricou. Pentru că mulți nici nu știu că alea sunt formații, au impresia că Metallica e un brand de haine. Dar eu zic că la oraș ești văzut super ok dacă ești rocker. Pentru că până și meltenii care sunt la oraș, în București, în Cluj, în Iași, sunt niște melteni mult mai educați decât majoritatea celor cum ar fi la țară, la mine, în zona acolo, în Ialomița, în Fierbinți. Cam astea au fost și întrebările pentru acest Q&A. Sper că v-a plăcut. Dacă întrebarea voastră nu a fost inclusă în videoclip, înseamnă că a fost extrem de stupidă sau poate s-a mai răspuns la ea în trecut sau n-am mai avut o baterie să filmez, mi s-a întrerupt filmarea când mai pățesc din astea. Vă aștept pe Instagram, luați-vă membru, clipul ăsta întâi este exclusivitate pentru membrii, probabil vreo 2 luni de zile până îl postez pe canal, glumesc, dar o săptămână cel puțin rămâne exclusivitate. Cam atât, ne vom auzi la noi videoclipuri. Ceaules tuturor! Și da, folosesc masa de călcat pe post de trepied.